Salutare, ești din nou pe canalul meu, la lecția de română cu har. Și dacă ești pentru prima dată, am să te rog frumos să dai subscribe. Dacă ești pentru a doua oară, a treia oară, like și share. Astăzi discutăm despre acte de limbaj și comunicare. Stai pe aproape, sunt lucruri importante. Ne referim la comunicare eficientă și la relația importantă dintre emițător și receptor. Un act de limbaj reprezintă cea mai simplă unitate comunicativă dintr-o situație de comunicare. Comunicarea, principalul instrument al socializării, înseamnă totalitatea acțiunilor prin care se transmit informații și implică relația dintre emițător și receptor. Procesul este dinamic, deoarece rolurile se schimbă, receptorul va deveni, la rândul său, emițător. Aici prezint elementele comunicării. Emițătorul transmite un mesaj receptorului prin intermediul unui context. Există un contact care se stabilește între cei doi și un cod. Codul de preferat va fi comun, pentru că mesajul trebuie să fie înțeles. Comunicarea eficientă presupune aspecte esențiale precum definirea așteptărilor. Orice persoană care transmite un mesaj trebuie să-și stabilească țeluri realiste pe care le urmărește în urma comunicării. Claritatea mesajului. Mesajul trebuie să fie accesibil pentru ca cei din jur să-l înțeleagă. Un canal de comunicare comun. Mesajul creat trebuie livrat în cel mai bun format. Comunicarea orală este cea mai bună metodă pentru a câștiga încrederea interlocutorului, adică încrederea receptorului. Interactivitatea. Dacă doar o persoană vorbește fără a aștepta reacțiile, opiniile, impresiile celor din jur, nu se realizează o comunicare eficientă, ci doar un monolog. Empatia, capacitatea aceea de a asculta și de a te transpune în locul interlocutorului. Doar cu ajutorul acesteia putem să ne manifestăm respectul față de cel din fața noastră, precum și să realizăm o conversație adecvată. Iar mai departe, la tipuri de comunicare. Să vedem de câte tipuri este comunicarea. Din punctul de vedere al transmiterii informației, adică a mesajului, comunicarea este directă atunci când partenerii de comunicare se află față în față. Pe lângă cuvinte, oamenii își transmit stări, energia, informații despre modul lor de a fi, de a vedea lucrurile în viață. Se creează o conexiune puternică între oameni. Cea mediată apare atunci când partenerii utilizează diverse mijloace de transmitere a mesajului, precum scrisoarea, nu prea se mai utilizează în zilele noastre, din păcate, telefonul, faxul, rețele de socializare. Din punctul de vedere al raportului dintre emițător și receptor, există comunicare bilaterală, atunci când receptorul poate deveni, la rândul său, emițător, în cadrul unui dialog obișnuit sau în cadrul emisiunilor interactive. Cea unilaterală apare atunci când receptorul nu poate deveni la rândul său emițător. Mesajul este livrat într-un singur sens, pe ecran sau dinspre scenă spre public. Ca atunci când eu am prezentat o lecție de limba română și am fost dată pe un post de televiziune. Nu am primit răspuns din partea celorlalți în acel moment. Doar livram o informație. Comunicarea se realizează verbal, paraverbal, nonverbal. Atenție mare aici! Studiile arată că nivelul verbal, adică cel al cuvintelor, reprezintă aproximativ 10% din totalul actului de comunicare. Iată cât de puțin! Doar 10% contează cuvintele. 35% are loc la nivel paraverbal. Aspecte ce țin de ton, volum, viteză de rostire. Și 55, iată cel mai mare procent, se referă la nivelul non-verbal, expresia facială, poziția, gesturile, mimica, îmbrăcămintea. Dacă între acestea nu sunt contradicții, există șansa majoră de a avea parte de o comunicare eficientă. Dacă apar contradicții, de exemplu, când cineva spune că vrea să meargă în tabără, dar tonul vocii sau expresia facială dau de înțeles contrariul, mesajul transmis nu va avea efectul dorit. Comunicarea verbală se realizează oral sau în scris, prin intermediul unei limbi cunoscute de către toți participanții la actul comunicării.
Cea non-verbală se realizează prin intermediul gesturilor, al mimicii sau al unui sistem special creat, cum ar fi limbajul surdomuților. După cum observați, există diverse variante aici. Anumite gesturi dau de înțeles că ești rezervat sau că ești închis sau că ești deschis. Depinde de situație sau că ai aer de superioritate sau că ești gata pentru discuție și așa mai departe. Comunicarea paraverbală se realizează prin intermediul aspectelor legate de voce, tonalitate, ritm, volum sau prin pauzele în vorbire. În comunicarea orală, elementele verbale sunt însoțite de elementele non-verbale și paraverbale. Trebuie să fie un cumul. Trebuie să transmitem același lucru prin voce, prin cuvinte, prin expresia feței și prin limbajul trupului, practic. Exemple de acte de limbaj. Ce înseamnă un act de limbaj? Un act de limbaj poate fi a întreba, ceea ce reprezintă un act prin care se solicită un răspuns, cel mai simplu act de limbaj. Se pot formula întrebări simple, scurte, în interacțiunea cu o persoană apropiată, un membru al familiei, un prieten, un coleg. Exemplu, ce crezi despre profa de mate? E ok. Întrebări ample, formulate politicos, pot fi și acestea formulate, în interacțiunea cu persoane în vârstă sau față de care avem mai mult respect. Exemplu, știți cumva la ce oră este spectacolul? Da, va fi la ora 5. Ne adaptăm contextului în funcție de persoana căreia ne adresăm. A solicita reprezintă un act în urma căruia se așteaptă o reacție clară din partea receptorului. Acesta oferă informația sau realizează acțiunea dorită. Te rog, poți să-mi dai caietul? E de preferat să spunem și mulțumesc după ce receptorul a reacționat la rugămintea noastră. Explică-mi, te rog, sau vă rog din suflet să faceți acest lucru pentru mine. Merg mai departe la a felicita. Toată lumea felicită. Ce înseamnă asta? Înseamnă un act de limbaj prin care vorbitorul îi adresează receptorului cuvinte de laudă, urări, cu prilejul unei aniversări sau al unui eveniment deosebit din viața acestuia. Nuntă, botez, obținerea unei diplome, angajare. Te felicit pentru reușită. De exemplu, bravo! Felicitări pentru obținerea permisului. A promite, trimite la faptul că vorbitorul se angajează să acționeze într-un anumit mod. Îți promit că vin la timp, îți jur că nu te voi trăda și jur că ești tot ce îmi doresc. A declara înseamnă actul prin care vorbitorul anunță, recunoaște sau își asumă un anumit aspect. Acest act poate fi atât verbal cât și scris, cel verbal. Poate să sune cam așa, recunosc că am greșit, știu. Îmi asum că trebuie să îmbunătățesc proiectul pentru a obține un rezultat mai bun. Cel scris poate fi un document juridic, administrativ, politic, publicistic. Minunata declarație pe proprie răspundere, cum că ne deplasăm pentru un anumit motiv. Subsemnatul, născut, având domiciliul, certific faptul că deplasarea mea este legată de următorul motiv și bifăm căsuța respectivă. Să-mi achiziționez bunuri, să zicem. A explica înseamnă a oferi indicații sau lămuriri cu privire la un subiect, o idee, un fapt. Vorbitorul poate răspunde la întrebări precum de ce sau cum. De ce trebuie să învățăm, întreabă elevul. Profesorul răspunde, este util să învățăm pentru a ne găsi menirea în viață, pentru a nu fi sclavi nimănui. Doar cel care posedă cunoașterea este liber și nu va putea fi manipulat. Sau, la întrebarea cum ajung la tine, cineva răspunde, de la magazinul alimentar faci stânga și casa mea este exact prima, cum te uiți spre dreapta. Explici, practic, cum ajunge omul respectiv la tine. A recomanda înseamnă îndemnul sau sfatul pe care vorbitorul îl transmite receptorului. De exemplu, te sfătuiesc să citești În pădurea petrișorului, e o lectură grozavă. Îți propun sau îți recomand să vizionezi filmul Denis Pericol Public. Este foarte amuzant și eu vă recomand să urmăriți în continuare canalul de YouTube Lecția de Română cu Har. A afirma înseamnă a face o declarație prin care vorbitorul enunță existența unui aspect ori susține adevărul unor fapte. Știu că ai dreptate. Pământul este rotund. Lucru general valabil.
Stiluri de comunicare, fiți atenți, vă rog, mare atenție, există comunicare pasivă, agresivă, asertivă. Să vedem care este cea mai bună. Comunicarea pasivă este centrată pe evitarea situațiilor conflictuale. Presupune absența exprimării sincere a opiniilor. Implică teama de a fi respins. Are la bază ideea conform căreia este de preferat să nu-și ceri drepturile, să nu-ți arăți sentimentele pentru a nu-i deranja pe ceilalți. Contactul vizual este redus sau absent. Privirea este ezitantă, mâinile tremură, brațele sunt încrucișate. Indică neîncrederea în propriile forțe, timiditatea excesivă sau lipsa curajului. Niște exemple de cuvinte rostite de către oamenii care aderă la comunicarea pasivă. Poate nici nu sunt conștienți că ei comunică astfel, pasiv. Acești oameni pot spune cuvinte precum: drepturile sau opiniile sau trăirile celorlalți contează mai mult decât ale mele. Sau este important să fiu pe placul tuturor. Nimeni nu mă respectă. Nu vreau să vă deranjez, dar nu contează ce am de zis. Nu prea sunt bun la asta. Să vedem ce înseamnă comunicarea agresivă. Aceasta presupune exprimarea propriilor opinii sau sentimente sau drepturi într-o manieră în care drepturile celorlalți sunt negate. Dorința de a-i controla pe ceilalți se găsește în acest tip de comunicare, prin intimidare sau constrângere. Stima de sine este totuși scăzută, sentimentele pot fi de neajutorare sau pot fi niște aere de superioritate față de ceilalți. Se folosesc amenințări, se prezintă opinii personale ca fiind fapte adevărate, se utilizează acuzații, critica asupra celuilalt, se desconsideră opiniile celuilalt, există un ton al vocii ridicat, chiar agresiv. Pot folosi acești oameni și țipete. Privirea este fixă, intensă, se arată cu degetul, mersul este nervos. O astfel de comunicare, evident, poate îndepărta persoanele din jurul respectivului om. Niște fraze sau niște propoziții folosite de către oamenii care comunică agresiv. Eu am dreptate, iar ceilalți se înșală. Ceilalți sunt de vină. Dacă nu faci ce spun eu, vei păți nu știu ce, să zicem. Vei păți ceva grav. Te voi pocni. Nu mă interesează opinia ta. N-ai făcut bine. Da, sunt acei oameni care se consideră superiori, care sunt violenți, agresivi în comunicare. Numai ei au dreptate, numai ei știu totul. Există și o altă combinație, să spunem așa, comunicarea pasiv-agresivă. Aceasta are la bază primele două stiluri de comunicare. Are ca scop atacarea sau rănirea interlocutorului, acesta fiind stilul agresiv, dar fără a-i comunica direct nevoile sau opiniile. Stilul pasiv, utilizarea ironiei și a sarcasmului, negarea existenței unei probleme, utilizarea monologului pentru a-și exprima frustrările sau lipsa implicării sau a menținerii unor relații sociale deschise. Am dat aici niște exemple pe care le-am găsit pe internet. Sunt și în spirit de glumă. Ioane, iar bei? Mi-ai promis că te schimbi, că devii alt om. Dar, dragă, chiar am devenit alt om. Dar și ăstuia nou îi place să bea. Sau altă glumă? Doctorul, nu-mi place deloc cum arătați. Pacienta, ei, doctore, nici dumneata nu ești vreo frumusețe. Aici se bazează pe ironie, da? Ei bine, comunicarea asertivă merge pe alte principii. Să vedem dacă aceasta este cea mai potrivită. Reprezintă cea mai eficientă formă de comunicare. Are la bază ideea că fiecare individ este responsabil pentru propriile acțiuni. Presupune exprimarea propriilor opinii, idei, sentimente într-o manieră deschisă, fără a ignora drepturile celorlalți. Este o formă de echilibru între stilurile pasiv și agresiv. Presupune credințe pozitive despre sine, dar și despre cei din jur. O voce fermă, dar relaxată în același timp, o vorbire fluentă, fraze clare, logice, formulări empatice, contact vizual direct. Postură corporală deschisă, relaxată, zâmbet sincer, contribuie la crearea și menținerea unor relații sociale pozitive, bazate pe respect reciproc. Niște enunțuri pe care le-ar putea rosti o persoană ce aderă la comunicarea asertivă. Doresc să. Tu ce părere ai despre? Ce simți? Înțeleg că îți place asta, dar mie îmi displace. Haide să găsim împreună o soluție.
Îmi apăr drepturile, dar nu le încalc pe ale altora. Așadar, aceasta este cea mai potrivită comunicare, cea asertivă, în care accept opinia ta, mi-o susțin pe a mea, dar încercăm să realizăm un cadru potrivit, adecvat, astfel încât toată lumea să-și exprime părerea. Nu impunem nimic, suntem fermi, dar în același timp relaxați. Este practic o combinație, cea mai bună combinație între toate tipurile de comunicare. Mulțumesc pentru că ați fost alături de mine. Vă urez spor la învățat și bineînțeles că vă propun să mă urmăriți în continuare și chiar să-mi sugerați alte subiecte pe care le-aș mai putea aborda pentru voi. La revedere, numai bine!